And somebody. Thank you.
Haideți în această seară, în timpul nostru de închinare, prin cântare, să lăudăm pe Domnul crezând în această promisiune. Cântarea zice, nu te îndoi, ci crede. Nici la vrăjmașul care te-a nimicit de grab, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te. Tu, inima mea să cânte, până atunci, cu drag.
Asta este nădejdea noastră, nădejdea creștină, că vine o zi când ne vom întâlni cu Cel pe care îl iubim, care ne iubește și care este Domnul nostru. Și până atunci, toate strecătoare în lumea aceasta, iată și seara aceasta ne aduce aminte de faptul că suntem trecători. Dar este nădejde, pentru că vine o zi, o zi binecuvântată, și cântăm de ea, toate acestea sunt adevăr și realitate pentru cei care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal în viața lor. A spus El odată, eu sunt calea, adevărul și viața, dar în momente ca și acestea, iată, ne-am despărțit, ne despărțim de sora Ioana Barbu, ne-am rugat atâta timp pentru ea, de aproape 2 ani, și apoi o serie de lucruri care s-au întâmplat, iată că a venit timpul să plece, să fie cu Domnul. Dorim binecuvântarea Domnului pentru întreaga familie. Și deci suntem trecători și e o vreme în care simțim unii cu alții, ne rugăm unii pentru alții. Cei care pleacă dintre noi și sunt copiii lui Dumnezeu se duc într-un loc binecuvântat, fericit. Cei care nu-L cunosc, rugăciunea noastră este aceasta, să nu plece nimeni de aici nemântuit. Amin. Și tot ce facem este în jurul acestei persoane. Ziceam, unul din eu sunt calea, adevărul și viața, dar un alt eu sunt, din cele 7 din Evanghelia după Ioan, este și acesta, eu sunt învierea și viața. Și în momente ca și acestea, ce important este această certitudine. Voi citi un text din Evanghelia după Marcu, capitolul 8, de la versetul 27 la 38. După ce citim acest text, Marcu 8, dorim, așa cum facem vinerea seara, să avem și un timp de rugăciune. Și vinerea seara ne rugăm în mod deosebit pentru cei bolnavi. Și aș vrea să vă spun, avem 3 persoane care sunt în spital. Fratele Traian Popovici, care este într-o stare gravă și ne rugăm pentru familie și pentru el. Apoi, fratele Toma Babișca a fost operat astăzi și ne rugăm ca Dumnezeu să îi dea sănătate, să-l vindecare, și i-am spus aseară, ne-am rugat pentru el și ca Dumnezeu să fie cu el și să îi binecuvinteze familia. Și fratele Petrică Truța, care a fost dus de urgență la spital și într-o stare gravă, lucrurile s-au mai îmbunătățit puțin, însă starea este totuși gravă, a fost descoperită o tumoră la plămâni. Și am comunicat cu
sora Camelia, fiica lui, și îngrijorare, sigur că da, dar i-am spus că ne rugăm pentru el și pentru ei, pentru sora și pentru întreaga familie. De asemenea, fratele Vasile Rodilă, am spus 3 persoane, iată sunt 4, care a fost și el dus la urgență și am vorbit cu el astăzi, vorbea bine, se simțea mai bine, dar încă era la urgență, nu știau să-l lase acasă sau să-l interneze. Este acasă, a venit acasă. Deci ne rugăm și pentru el, ca Dumnezeu să-l întărească. Iată motive. După ce voi citi textul, în numele tuturor câteva persoane, cu voce tare, duce microfonul și vă rog să îndrăzniți, să ne rugăm, nu rugăciuni lungi, să fie un lanț de rugăciune. Marcu 8, versetul 27. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns: Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: înapoi a mea, Satanu, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze, căci oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri. Amin. Amin. Ne rugăm. Father in heaven, we come before you, Lord, this evening, in a time of mourning, thinking and reflecting upon a life, Lord, that you sovereignly gave and that you've sovereignly now taken, Lord. And we can't help but think about the family, Lord. I thank you for the family that's here, that we can be alongside them, Lord. We want to be a living, breathing body, Lord, that feels with those who are hurting, with those who are vulnerable. We pray that you would extend to them your divine life and your grace, a special grace that they may need, Lord, during this difficult time. That it also be a time of transformation, as events in life have the possibility to change us. Would you work through your Holy Spirit in each of the family members? Grant them grace, grant them peace. And as a body, Lord, we want to honor you and worship you, even here tonight, as we remember somebody who we lost. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Da, Doamne. Și mai mult decât atât, El a dovedit-o. Binecuvântăm numele Tău că această realitate este realitatea fiecărui răscumpărat de Tine, Domnule. Da, Domnule. Și de aceea împreună suntem ca să mărturisim adevărul acesta prin prezența noastră în prejurul sorei noastre și a familiei ei. Căci Tu ești adevărata viață, Tu ne-ai dat adevărata viață. Dar ne-ai dat și o viață nouă ca și oameni creați după chipul și asemănarea Ta, prin care să mărturisim în trupul acesta că Tu ai puterea asupra vieții și asupra morții. Și mulțumim, Doamne, că sora noastră nu numai că a înțeles lucrul acesta,
dar a avut viața adevărată pe care i-a dat-o Domnul Iisus, o viață nouă, o viață a unui răscumpărat prin sângele Domnului Iisus. Mulțumim, Doamne, pentru mărturia ei. Fie, Doamne, să fie puternică în familia care a rămas și în toți cei care urmează, fie și în seara aceasta o seară de cercetare pentru fiecare dintre noi. Și nu uităm, Doamne, să aducem pe frații noștri care acum trec prin momente grele. Unii dintre ei se întreabă ce va fi viitorul lor, ce le va aduce ziua de mâine, un pat de spital într-un moment în care așteaptă rezultatul unor analize sau într-o convalescență după operație. Te rugăm să-i întărești, Doamne, amin, să spui mâna peste ei. Amin. Fii prezent lângă ei, Doamne, amin, să înțeleagă că Tu ești cu ei și în necaz. Da, Doamne. Dar așteptăm ziua aceea, Doamne, când trâmbița va suna și morții vor învia. Da. Și noi cei vii care vom fi rămas vom fi ridicați la ceruri și altfel vom fi împreună cu Domnul nostru. Așteptăm ziua aceea, Doamne. Da, fie, Doamne, să ne pregătim fiecare. Amin. Și fie seara aceasta o zi a cercetării tare, amin, peste noi și îți mulțumim. Amin. Amin. Tu ești învierea și viața. Da, Doamne. Ne pare rău de sora care a plecat, dar aici a rămas trupul numai. Ea e în brațele Mântuitorului ei pe care l-a iubit și care l-a slujit. Te rugăm să mângâi familia care rămâne în urmă. Dă-ne mângâierea Ta, amin, Doamne, șterge lacrimile. Fii și cu cei ce suferă pe pat de spital, Doamne. Amin. Tu ești medicul cel mare, atinge-te de trupurile lor, Doamne. Amin. Și dacă e după voia Ta, dă vindecare. Da, te rugăm. Cred, Doamne, că vei da har și în seara aceasta, amin, și vei însoți pe robul Tău cu Duhul Tău și sfânt și cu putere, Doamne. Amin. Iar nouă dă-ne inimi deschise să-L primim în viețile noastre. Amin. Să-L trăim în viața de fiecare zi, ca să ne bucurăm cu Tine și în veșnicie. Amin. 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 Ocupați locurile. Suntem adunați seara aceasta, este un serviciu special și suntem alături de familia Hudman, familia Barbu și am venit în seara aceasta să ne închinăm în primul rând Domnului și apoi să fim alături de ei și prezența noastră este o mângâiere pentru ei și așa cum s-a spus, noi credem că lucrurile nu se termină aici. Trupul, oricât de sănătos ar fi, vine vremea când se întâmplă ceea ce spune Domnul Iisus, suntem țărână și ne întoarcem în țărână. Mulțumim pentru că sora Ioana a fost o soră credincioasă, l-a iubit pe Domnul, l-a iubit familia și credem că este în prezența Domnului Iisus și ne rugăm toți ca Domnul să mânghie în special pe sora Aurelia cu mângherea lui așa cum știe el și noi știm că cuvintele noastre nu sunt suficiente pentru a mângâia un suflet, o persoană care trece prin asemenea clipe. Dar ne rugăm ca Domnul să o mângâie și rugați-vă ca seara aceasta să fie o binecuvântare pentru ei, rugați-vă ca Domnul să dea putere cuvântului Său și Domnul să lucreze, cuvântul să lucreze la inimile noastre. Să avem câteva puncte în seara aceasta. Pentru început, corul să slăvească pe Domnul cu o cântare. Dacă sunt coriști în seară, sunt rugați să vin aici să cânte alături de cor, iar apoi Dani Lazar Piștea o să slăvească pe Domnul cu o poezie.
Cea mai frumoasă pe pământ ești mamă pentru mine. În lumea asta nimeni nu-i, nici nu va fi ca tine. Eu astăzi vreau să-ți mulțumesc prin vers, prin cânt de jale, că din pruncie tu mi-ai fost îndrumător pe cale. Pe brațul tău ocrotitor m-ai legănat o viață, în timp ce lacrimi cute adânci ți-au încrestat pe față. Că n-am fost pruncul cel mai bun și n-am făcut doar bine, dar nu la fapte te-ai uitat, tu m-ai iubit pe mine. Iubirea ce mi-a arătat, să știi că în veci nu moare. O voi cinsti neîncetat cât voi trăi sub soare. O voi cânta în nopți târzii, sub bolta înstelată, chiar mii de ani de aș trăi, n-am să te uit vreodată. Și o dorință aș avea, gândindu-mă la tine, aș vrea să calc pe urma ta, să fiu și eu, măicuța mea, ca tine. Dar iată clipa a sosit și soarta ne desparte. Te voi iubi necontenit în viață și în moarte. Cea mai frumoasă pe pământ te duci de lângă mine. Cu lacrimi stau lângă mormânt, dar tu, Iisus, în cerul sfânt, să ne vedem cu bine. Amin. Sora Ioana Barbu a fost soție, mamă, două fete, două fiice, 5 nepoți și 6 strănepoți. Și așa cum facem, am anunțat serviciul acesta să fie celebrat o viață și celebrăm viața sorei Ioana Barbu. Am să spun doar câteva lucruri foarte pe scurt. Am cunoscut-o de mulți ani de când au venit și au devenit parte din biserica noastră. Preună cu familia Hutman, sora Aurelia este fiica dânsei, fiica sorei Ioana. Și mai are o fiică în România, cred că este, nu? Da. Am cunoscut o femeie credincioasă, o femeie care l-a iubit pe Domnul. Am știut că istoria vieții a fost interesantă și este în necrologul care cei care aveți puteți să urmăriți. Cu ocazia asta vă spun să cei care veniți mâine să duceți buletinele, broșurile acestea cu voi când veniți la serviciul care va avea loc mâine dimineață de la ora 11 la Hamilton Mill Funeral Home. Însă ea s-a întors dintr-o familie de ortodoxi, s-a căsătorit și soțul ei l-a primit pe Domnul, împreună s-au botezat și Dumnezeu a lucrat în viața lor. Și am fost în casa lor de câteva ori, am vizitat când le-am dat cină, am fost cu frați în conducerea bisericii și i-am văzut și sora slujea, dar era bucuroasă întotdeauna. Soțul, fratele, a plecat fratele Barbu în veșnicie cu vreo 2 ani în urmă. S-a întâmplat că sora a trecut într-un stroc, atac cerebral, hemoragie cerebrală, și de atunci a rămas țintuită în pat. Am vizitat-o când era în spital și deschidea ochii și înțelegea. Am fost cu nepoții de-a ei acolo și cu Anca și am văzut cum s-a bucurat și a răspuns ca și o femeie care este content
în starea în care se găsește, că viața ei este în mâna Domnului. Iată, a venit timpul să plece. Așa ne ducem unul câte unul când Domnul vrea să plece, să plecăm, dar până atunci să merită să fim credincioși Domnului. Și sora a fost o femeie credincioasă. Acum sora Ioana va cânta o cântare, după care ascultăm un trio. Eu zic frații Lazar, sigur că au trei nume diferite, unul din ei se mai numește Lazar, dar sunt frați de corp. Și vă spun acum, ne bucurăm că l-avem cu noi pe fratele Paul Negruț, împreună cu sora. Sora Negruț, vă rog să vă ridicați sau să faceți un semn. Știu că nu veți fi duminică cu noi. Și le-am spus la amândoi, mă bucur să-i văd și împreună. Fratele călătorește mult cu slujba care o are, dar e un prieten al bisericii noastre și păstor la Biserica Emanuel și președintele Universității Emanuel din Oradea, dar îl cunoaștem. Și la timpul potrivit va avea un mesaj din partea Domnului pentru noi. După
The shadows linger.
Doar câteva anunțuri. Aș vrea cei de la Praise and Worship să vină până fac anunțurile acestea. Mâine dimineață la ora 11 vă invităm pe toți să veniți la serviciul de înmormântare care va avea loc. Rugăm frații care cântă la corul bărbătesc să îndemnăm să vină, o să cânte corul bărbătesc și frații care pot să cânte. Vă invităm pe toți, dar în special pe frații care cântă să vină acolo să putem să slujim pe Domnul, să cântăm Domnului, să fim alături de familie. Apoi, duminică dimineață, nu uitați, la ora 9:30, ne întâlnim din nou la Casa Domnului, o să stăm și la Masa Domnului, rugați-vă ca Domnul să binecuvinteze timpul care o să-l avem duminică împreună. Acum o să ne închinăm Domnului cu darele noastre de bunăvoie și o să cântăm spre slava Domnului o cântare, după care fratele Paul o să aibă un mesaj din partea Domnului pentru noi. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it of love. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet sweet, I
Prin plecarea mamei s-a încheiat un capitol în călătoria dumneavoastră pe acest pământ. Doar Dumnezeu știe câte capitole mai avem. Alături de frații păstori, de fratele Cristi, de fratele Daniel, alături de biserică, împreună cu Delia, ne rugăm ca mângâierea Domnului să fie cu dumneavoastră. Amin. Și ne rugăm ca acela care a făgăduit că va fi cu noi în toate zilele să vă poarte în carul lui de biruință. Suntem împreună cu Delia în călătoria de iarnă pentru proiectele Universității Emanuel din Oradea și așa a îngăduit Domnul ca astăzi să putem fi împreună cu dumneavoastră. Le mulțumesc fraților, colegi păstori, pentru părtășie și pentru inima deschisă. Să vă binecuvinteze Domnul. Am însă o povară mare pe suflet. Am numărat de câte ori am fost eu la dumneavoastră și dânsi niciodată la noi. Spuneți dumneavoastră dacă e bine așa. Așa că îmi găduiți-mi să reînnoiesc invitația frate Cristi, frate Daniel, să încercați să vedeți că distanța este la fel și de aici acolo și de acolo aici. Meditația din seara aceasta este din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 9. Domnul Iisus și-a luat ucenicii, se pregătea de ultimul an al activității lui mesianice pe pământ, înainte de patima lui, și i-a dus în partea de nord a țării, înspre Cezarea lui Filip. Orașul acesta era colonie romană și renumit nu doar pentru civilizația romană, ci pentru mulțimea de idoli care popula orașul. Ne spun istoricii că fiecare stradă din oraș avea idoli. Mai ales era renumită Cezarea pentru că era considerată cetatea zeului Pan. În această lume plină de idoli, Domnul Iisus și-a dus ucenicii și i-a întrebat în mulțimea aceasta de oferte religioase idolatre. Cine zic oamenii că sunt eu? Dacă am traduce întrebarea pentru vremea noastră, ar suna așa. Ce spun sondajele de opinie despre mine? Ce spun casele de sondaj despre mine? Și ucenicii sunt la zi cu sondajele. Și răspund. După părerea unor sondaje, tu ai fi Ioan Botezătorul. Alții nu sunt de acord cu ei și spun că ai fi Ilie. Alții nu sunt de acord nici cu acestea, alte case de sondaje spun că ar fi Ieremia. Alții nu s-au decis încă cine ai fi, dar sunt de acord că ai fi unul dintre proroci. De ce pune Domnul Iisus această întrebare? Ca să le demonstreze ucenicilor și nouă astăzi că niciodată sondajele de opinie nu au adevărul. Că în viața de credință nu ne luăm după sondaje de opinie. Că biserica nu se conduce după sondaje de opinie. De aceea, după ce trece în revistă părerea sondajelor, Domnul Iisus le adresează lor întrebarea, dar voi? Voi cine ziceți că sunt? Întrebarea are răspunsul mai detaliat în Evanghelia după Matei, capitolul 16. Simon Petru, fiul lui Iona, a luat cuvântul și a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui adevărat. Și Domnul sublinează, ferice de tine, Simone, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci este revelație dumnezeiască.
Identitatea Domnului este stabilită din cer. Amin. Și Dumnezeu Tatăl îi stabilește identitatea și Petru primește revelația și afirmă: tu și numai tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Adevărat. Ca să sublinieze faptul că credința noastră și bisericile noastre se clăuzesc după revelația lui Dumnezeu. Amin. După ce a stabilit identitatea Domnului, le transmite ucenicilor de ce a venit pe pământ. Le explică faptul că a venit pe pământ ca să rezolve problema mântuirii noastre. Că va merge la Ierusalim, va lua păcatele întregii lumi asupra lui, va fi judecat pe nedrept, condamnat, va fi omorât, va fi îngropat, a treia zi va învia din morți, se va înălța la cer ca să deschidă calea spre cer. Amin. Și când le stabilește clar identitatea și scopul venirii lui, Domnul se îndreaptă spre ucenici și pune două întrebări care subliniază același mare adevăr. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și repetă întrebarea sub o formă diferită. Dacă un om și-ar pierde sufletul, ce ar putea da la schimb ca să îl primească înapoi? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ce subliniază Domnul prin această întrebare este următorul aspect. Lucrul cel mai scump, comoara cea mai de preț pe care o am eu și o ai tu, nu este casa, nu este profesia, nu este poziția socială. Comoara cea mai scumpă pe care o ai eu, o am eu și o ai tu, este sufletul. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Vă rog să vă imaginați pe o balanță toate valorile lumii acesteia și pe celălalt taler sufletul tău. Ce e mai valoros? Toată lumea cu toate valorile ei și sufletul tău, ce este mai valoros? Sufletul. Domnul Iisus spune: dacă ai câștigat toată lumea aceasta și ți-ai pierdut sufletul, sufletul tău nu poate fi răscumpărat cu tot ce are lumea aceasta. Rețineți însă că lucrul cel mai de preț pe care îl avem noi se poate pierde. Ați pierdut vreodată lucruri de preț? În urmă cu ani de zile, am plecat împreună cu corul Universității Emanuel la o competiție corală internațională la Viena, la Centrul Națiunilor Unite. Și în această competiție corală internațională, noi ne-am dus cu cântări corale creștine. De departe, corul nostru a fost cel mai bun dintre toate. Juriul însă ne-a întrebat dacă la gala premiaților am fi gata să cântăm altceva decât cântece religioase. Și noi am spus: asta e identitatea noastră, acesta este mesajul nostru, nu avem altceva. Așa că nu ne-au dat premiul întâi, ci ne-au dat premiul doi. Au dat premiul întâi la o formație corală din Africa, o formație care imita maimuțele. Dar s-a terminat competiția și ne-am pregătit să plecăm acasă și era înainte de intrarea României în Uniunea Europeană, când călătoream cu pașapoarte și vize. Și când să urcăm în autocar, unul dintre studenți
a albit, a îngălbenit, a transpirat că nu și-a găsit pașaportul. Ne-am întors la locul de găzduire, au scormonit peste tot în cameră și n-au găsit pașaportul, așa că am hotărât să lăsăm în urmă în Viena, până când consulatul României de la Viena îi va da un document de călătorie. Și-a rămas o săptămână în Viena. În anul următor însă, am fost invitați să susținem un concert de Paști, Mateus Passion de Johann Sebastian Bach, împreună cu Orchestra Sinfonică Dimitri Șostakovici din Sankt Petersburg, Rusia. Așa că am plecat cu studenții în Rusia, dar de data asta am luat împreună cu noi un student de la Facultatea de Management, care a făcut următorul lucru. Când am aterizat în Rusia, a luat pașapoartele și biletele de avion de la toți studenții, le-a pus într-o geantă și geanta aceea a fost în slujba lui zi și noapte. Studenții au fost un pic deranjați de faptul că le luăm pașapoartele și biletele, dar suntem noi gâgă să ne... Și a spus, suntem în Rusia. Am avut concertul, Patimile după Matei, de Johann Sebastian Bach. Studenții noștri, înainte de concert, au ridicat sala în picioare, au rostit rugăciunea Tatăl nostru și așa au început concertul. S-a terminat concertul și le-am permis să meargă în oraș să-și cumpere amintiri. Și unuia dintre studenți, în metrou din Sankt Petersburg, i-au furat pormoneul cu banii. Și când s-a trezit să cumpere ceva, ia bani de unde nu-s. Știți ce a spus? Îmi pare rău după bani, dar mă bucur că n-am avut pașaportul la mine. Că dacă este cumva să stai o săptămână în Austria, nu cred că cineva își dorește să stea multă vreme în Rusia. Dar, când Domnul Iisus vorbește aici, nu vorbește de pașapoarte, nici de bani, vorbește de suflet. Ce se întâmplă dacă îți pierzi sufletul? Ce ai putea face să-l răscumperi? Dacă este atât de scump, atât de valoros sufletul, este normal să ne întrebăm ce este. Ce anume este sufletul de are o asemenea valoare? Întoarceți, vă rog, la Cartea Geneza, la capitolul 2. Este istoria creației. Și în capitolul 2 ne explică miracolul, misterul prin care Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii. Geneza 2, versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Când Dumnezeu a creat omul, l-a creat dintr-o parte materială, țărâna pământului. Noi oamenii purtăm o parte materială. Este partea aceasta materială care ține de lumea materială și ne leagă de lumea materială. Și când s-a încheiat viața, se întoarce în lumea materială. Spunea fratele Daniel și fratele Cristi, țărâna se întoarce în țărână. Dar nu suntem doar parte materială. E și o parte spirituală. Dumnezeu a suflat în materia aceasta și suflarea lui Dumnezeu a dat naștere la un suflet viu. Și după cum partea materială ne leagă de pământ, această suflare din Dumnezeu ne leagă de cer. Noi avem în structura noastră o parte spirituală care ne leagă de lumea cealaltă. Și acum Domnul Iisus spune, ce-ar folosi unui om să trăiască doar pentru lumea materială și să fie despărțit de lumea spirituală? Și dacă un om este despărțit de lumea spirituală, sufletului nu își împlinește menirea. La ce ar folosi? Și cu ce se alege? Sufletul este această suflare dumnezeiască în noi. Și ne-a fost dată să ne lege de cer. Părtășie cu Dumnezeu. Umblare în lumina feței Lui și împărtășie cu El.
Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Acum, dacă sufletul ne-a fost dat să ne lege de Dumnezeu și este atât de scump, mai scump decât toată lumea aceasta, e normal să ne întrebăm ce fac oamenii cu sufletele lor. Ce faci tu cu sufletul tău? Ne vom uita în Sfânta Scriptură la trei oameni. Să vedem ce au făcut ei cu sufletele lor. Ne vom uita la primul om și vom vedea un om care și-a pierdut sufletul. Ne vom uita la al doilea și vom vedea un om care și-a chinuit sufletul. Și ne vom uita la al treilea să vedem un om care și-a mântuit sufletul. Și apoi fiecare ne vom uita la sufletul lui să vedem dacă e suflet pierdut, dacă e suflet chinuit sau dacă este suflet mântuit. Așa că dacă aveți scripturile sau dacă apare pe ecran, vă rog să întoarceți la Evanghelia după Luca, la capitolul 12. Evanghelia după Luca, la capitolul 12 și vom citi de la versetul 13. Un om din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Imaginați-vă momentul în care Fiul lui Dumnezeu, venit din cer, să ne vorbească despre cer, să ne întoarcă la Dumnezeu, vorbea mulțimilor și un bărbat din mulțime strigă peste capetele celorlalți: Învățătorule, pe mine mă preocupă un singur lucru. Fratele meu n-a împărțit corect moștenirea de la părinți. Spune-i fratelui meu să împartă cu mine moștenirea așa cum vreau eu. Domnul vorbea despre cel, el era obsedat de pământ. Așa că Domnul Iisus se uită la el și spune: Dumnezeu nu m-a trimis din cer ca să rezolv problemele materiale pe pământ. Dumnezeu m-a trimis, Tatăl m-a trimis din cer să rezolv problemele spirituale. De aceea, atenție! Păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui, și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face: voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice cui? Sufletului meu. Suflete al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și distrează-te. Un om bogat. E bogat. E fermier. Are pământuri. Și în anul acela are o recoltă cum n-a mai avut vreodată. Un an deosebit de bun pentru agricultură. Când și-a adunat toate roadele la strânsul recoltei, a avut două mari probleme. O problemă materială și una spirituală. Problema materială. Unde să-mi depozitez toate bogățiile? Am atâta bogăție că nu știu unde să o depozitez. Am atâta bogăție că nu știu ce să fac cu ea. Probabil că ne mai greu să ne identificăm cu partea aceasta. Și o să ziceți, frate Paul, și în America viața e grea, nu doar în România. Că s-au scumpit toate și că e greu și că până când plătești și mortgage-ul și celelalte. Dar omul acesta are atâta bogăție că nu știe ce să facă cu atâta bogăție. Poate cumpăra ce vrea, unde vrea, cât vrea și el și familia lui și tot nu se cheltuie îndeajuns din bogăția lui. Dar e priceput, spune, îmi stric depozitele, fac alte depozite, știu cum să-mi păstrez recolta, știu când este prețul cel mai bun, cunosc mersul pieței și este deosebit de priceput în lucrurile materiale. Și rezolvă problema materială încât nu mai are nicio frământare cu lucrurile materiale. Cum mai fi dacă ai avea atâția bani să nu mai trebuiască să lucrezi niciodată și să nu știi ce să faci cu atâția bani, că oricât cheltui, tot ai mult? Așa că ne-am fi așteptat să spună: acum că n-am nicio problemă materială, că le-am rezolvat pe toate, voi fi nelipsit de la toate repetițiile de cor.
Acum că nu mai am nicio problemă materială, nu voi lipsi de la nicio întâlnire de rugăciune. Dimineața mă voi scula și pentru că nu mă frământ să alerg cu cele materiale, voi lua cuvântul lui Dumnezeu, voi citi, mă voi ruga, mă voi bucura în Domnul și voi spune, cum dorește un cerb izvoarele de apă vie, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Și ne-am așteptat ca omul acesta să spună, m-a binecuvântat Dumnezeu cu atâta încât de acum tot ce sunt și tot ce am, trăiesc doar pentru Domnul. Numai că omul acesta se uită la tot ce are, se întoarce spre sufletul lui care a fost dat să lege de Dumnezeu. Și spune, suflete al meu, ai multe bunătăți, bogății multe pentru mulți ani. Așa că am următorul plan. Să-ți dau să mănânci, să-ți dau de băut și să te duc la distracții. De acum că avem de toate, Vegasul este al nostru, de acum că avem de toate, barurile sunt ale noastre, discotecile sunt ale noastre, de acum că avem de toate, sufletul al meu, te duc la distracții. Și își planifică o viață de distracție. Vorbește cu sufletul lui. Ați observat că noi putem vorbi cu sufletul nostru? Când ai vorbit ultima dată cu sufletul tău? Ce i-ai spus? Vă rog să observați că în cer se notează ce spunem sufletului nostru. În cer se consemnează ce spunem sufletului nostru. Și când Dumnezeu se uită la omul acesta, căruia i-a dat suflet ca să lege de cer, și el vrea să tragă sufletul în toate mizeriile pământului, Dumnezeu îi spune o vorbă extrem de dură. Nebunule. Acum, în Biblie, nebun nu înseamnă bolnav psihic. În Biblie, cuvântul nebun are altă conotație. Este definit în psalmi. Nebunul zice în inima lui, ce zice? Nu există Dumnezeu. Nebun, din perspectiva Bibliei, este omul care trăiește pe pământ ca și când n-ar exista Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, nebunule, ți-a fost dat sufletul să te lege de cer și vrei să-l tragi în mizeriile pământului. În noaptea aceasta, sufletul tău este chemat la judecata divină. Se va lua sufletul. Și noaptea aceea, trupul lui se întoarce în țărână, sufletul se duce la Dumnezeu și stă înainte lui Dumnezeu ca un suflet pierdut, care a trăit pe pământ pentru pământ, care a trăit pe pământ pentru lucrurile de pe pământ, care a întors spatele cerului, pierdut pentru vecii vecilor. Știți că în timp ce noi stăm și ne bucurăm împărtășia frumoasă în cuvânt și în rugăciune și în cântare, sufletul acela este în iad? Suflet pierdut. A trăit doar pentru pământ. Cum este sufletul tău? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Al doilea om la care ne uităm este omul care și-a chinuit sufletul. Întoarceți, vă rog, la 2 Petru, capitolul 2. 2 Petru, capitolul 2. De la versetul 4, apostolul pune o serie de întrebări ca să sublinieze dreptatea lui Dumnezeu în tot ceea ce face și în judecățile lui. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a dat în adânc, unde s-au înconjurat de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Dacă n-a cruțat el lumea veche și a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își... Ce făcea? Își chinuia în fiecare zi sufletul. Cine-i Lot? Este nepotul patriarhului Avram. Îl găsim în Geneza, capitolul 12, și apoi capitolul următoare,
când Dumnezeu l-a chemat pe Avram din Ur din Haldei în țara făgăduinței, întâlnirea lui Avram cu Dumnezeu i-a schimbat viața atât de puternic, atât de tare, atât de glorios, încât toată familia lui a fost influențată de schimbarea inimii lui Avram. Nepotul lui s-a uitat la unchiul Avram și când a văzut ce s-a întâmplat cu unchiul Avram și ce perspectivă îi dă Dumnezeu, s-a legat de unchiul Avram și a plecat și el împreună cu unchiul Avram înspre țara făgăduinței. Ai fost vreodată în prezența unor oameni duhovnicești și ai simțit că prezența lor te înviorează și nu te-ai mai despărțit de ei? Vă pot spune că în anii 80 Dumnezeu mi-a dat harul să petrec multe nopți cu fratele Traian Dorz. Ne întâlneam în ascuns, departe de ochii celor care ne urmăreau, și vă mărturisesc că nu știam cum trec ceasurile când îmi spunea fratele Traian Dorz experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu în pușcărie. Altă dată l-am invitat pe fratele Moldoveanu, Niculiță Moldoveanu, la școală, ca să avem o seară cu dânsul în cântare și în meditație, și ne-a povestit în ce împrejurări din pușcărie Dumnezeu i-a dat cântarea asta și cântarea cealaltă și ne-o cânta. Și ne-am întâlnit la 5 după masa, era program de iarnă și la 10 seara încă eram împreună la capela școlii. Când mi-am dat seama că e 10 seara și că unii studenți trebuie să plece spre casă, sunt băieți și fete, am vrut să închei încet seara și m-am apropiat de fratele Niculiță Moldoveanu și i-am luat microfonul și am spus, a fugit vremea așa de repede încât nici nu am observat că e 10 seara. Și apoi am zis, dar am descoperit ceva, că în Biserica Domnului nu este conflict între generații. Dânsul avea 80 ceva de ani, studenții noștri la 20 ceva de ani și nu se mai săturau studenții de părtășia cu fratele. Și fratele Moldoveanu mi-a luat microfonul repede și întreabă, știi de ce nu este conflict între generații în biserică? Când primesc o întrebare și nu știu exact la ce se așteaptă cel care îmi pune întrebarea, prefer să tac. Așa că am tăcut și fratele Moldoveanu s-a uitat la mine și a zis, vă spun eu, Biserica Domnului este mireasă, nu este babă. Biserica este mireasă, nu este babă. De aceea nu-i conflict între generații. Și a spus, când va veni Domnul, va prezenta biserica lui ca pe o mireasă și va fi glorioasă, fără pată și fără zbârcitură. Ei, influența aceasta lui Avram asupra lui Lot a fost atât de puternică încât a plecat cu unchiul Avram. Și știm în Geneza 13 că în drumul spre țara făgăduinței Dumnezeu i-a binecuvântat cu bogății materiale. Avram era foarte bogat în vite și argint și aur. Și Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi și ținutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. Ciudat! Oamenii bogați nu pot trăi împreună. Eu am crescut într-o familie de oameni tare modești, după ce a venit colectivizarea, ne-a luat tot, am rămas săraci lipiți pământului și eram 3 băieți și dormeam iarna toți 3 într-un pat. Încăpeam toți 3 într-un pat din ala cu saltea de paie. 2 erau așa și unul la picioarele lor. Știți care era la picioarele lor? Cel mai mic, adică eu. Dar eram așa de săraci încât încăpeam toți în camera aceea. Ei, când oamenii sunt bogați, nu mai încap. Fiecare vrea camera lui, televizorul lui, laptopul lui, fiecare vrea mașina lui. Când suntem bogați, nu mai avem loc la oaltă. Și când Avram cu Lot ajung să fie bogați, nu mai încap. Apar tensiuni. Și Avram se uită la Lot și îi spune, Lot, n-o să ne certăm noi din pricina lucrurilor de pe pământ. Lot, dacă asta e problema, uită-te la țară și alege partea care o vrei tu. Nu-i oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga.
Și Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime, înainte ca să nimicească Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar. Era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului, și Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit și s-au despărțit unul de altul și Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Avram îi spune, Lot, dacă lucrurile acestea de pe pământ sunt problemă, alege cine vrei și cât vrei. Și Lot se uită să vadă unde sunt comasate toate resursele, bogățiile. Și alege partea cea mai bogată a țării și lasă lui Avram dealurile golașe. E greu să înțelegem ce a însemnat această obrăznicie a lui Lot. Că nicăieri în Biblie Dumnezeu nu i-a făgăduit țara lui Lot. Țara a fost făgăduită lui Avram. Ar fi ceva de felul următor. Ai venit în America în urmă cu zeci de ani, sănătate, pricepere și ai început așa modest și ți-ai găsit undeva o bucată de pământ și ți-ai încropit o cămăruță acolo ca să stai și ți-ai cumpărat o mașină, nu știu care e cea mai ieftină mașină din America, în România ar fi Trabantul. Nu știu care e cea mai ieftină în America. În fine. Și Dumnezeu ți-a dat sănătate și pricepere și ai câștigat și ți-ai făcut o casă frumoasă cu etaj și mare și spațioasă și ți-ai cumpărat și un Mercedes nou-nouț. Și apoi ți-a adus aminte că în România ai un nepot, a nimănui. Și inima ți-a fost mișcată și ai zis, îl aduc și pe el aici și o să-l ajut să își facă și el un rost în viață. Și ți-ai adus nepotul și ți-ai spus, uite, așa am început și eu, îți dau cămăruța aceea și îți dau trabantul acela și începe și tu și lucrează și pe măsură ce trec zilele, nepotul este tot mai nemulțumit. Și când pleci tu de acasă, se mută la tine în casă și ia mașina ta și umblă cu ea. Și constați că nepotul este din ce în ce mai obraznic. Și într-o zi stai de vorbă cu el și spui, nepoate, hai să clarificăm lucrurile. Uite, am aici casa cu etaj, am mașina asta, am cămăruța aceea și am trabantul acolo, alege ce vrei să alegi. Și spune, în sfârșit, vreau casa cu etaj și Mercedes-ul și du-te tu înapoi acolo. Ce îi spune? Ai obraz? Lot a făcut ceva mai urât de atâta. Și pe măsură ce i s-a legat inima de Sodoma, s-a stabilit în Sodoma și îl găsim în 19, în capitolul 19, în Sodoma. Și așezat în Sodoma, vrea să aibă viață socială. Se uită în stânga și vecinul este stricat, în dreapta stricat, peste drum stricat. Și Lot stă între ei și este chinuit acolo și noaptea în care Dumnezeu trimite îngerii să viziteze Sodoma, Lot este confruntat cu o decizie nemaipomenită. Știți ce spune în capitolul 19? Lot a ieșit afară la ei, la ușă, și a încuiat ușa după el și a zis sodomiților, fraților, vă rog să nu faceți o asemenea răutate. Iată că am două fete care nu știu de bărbat, am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea. Sunt tați de fete aici, tați de fete mâna sus. Mâna sus tați de fete. Vă puteți imagina până unde a ajuns Lot să spună vă scot fetele mele în stradă să vă bate joc de ele? Frate, surori, sunt tată de fete. Nici dacă mă taie în bucăți, nu mi-aș lăsa fetele batjocorite. Dar pentru că s-a legat inima de pământ, pentru că s-a legat de gunoaiele pământului, ajunge să-și devalorizeze fetele. Își chinuie sufletul și pierde familia. E suflet chinuit? În România, când a venit comunismul, copiii de pocăiți s-au dus la școli, au terminat școli bune și au primit locuri de muncă bune, dar s-au îndepărtat de biserică și tot mai departe.
După ani de zile, câțiva dintre ei într-un oraș din România s-au regăsit, copii de pocăiți, și au hotărât să se adune din când în când, pe rând la câte unul dintre ei, să petreacă o seară împreună. Se adună, mănâncă, beau. Și după ce au mâncat și au băut, își aduc aminte de copilărie. Și câte unul spune, vă duceți aminte când eram la copii, la biserică și cântam cântarea aceea? Și începe să fredoneze cântarea. Și o cântă tot și plâng. Și altul spune, da cântarea cealaltă, și o cântă și plâng. Și plâng și cântă și își aduc aminte și spun ce frumos era atunci. Se termină seara, pleacă acasă și continuă același fel de viață. De ani de zile se adună și cântă și plâng. Dar nu ies de acolo. În noaptea în care Dumnezeu a dus judecata peste Sodoma, a trimis doi îngeri care s-au luptat cu el o noapte întreagă. Și după noapte l-au scos pe el, soția și două fete, soția s-a prefăcut un strâmb de sare și fetele au luat-o pe un drum păcătos și suflet chinuit. Ești chinuit? Ești unde n-ar trebui să fii? Ar trebui să ieși de acolo. La noi Dumnezeu n-a trimis doi îngeri, a trimis ceva mai glorios. L-a trimis pe însuși Fiul Său, care a venit să ne scoată din robia lumea acesteia. Și a strigat, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și vă voi da odihnă. Suflet chinuit. Dacă ești chinuit, copil de pocăit. Dacă ești chinuit, dragul meu, suflet creat de Dumnezeu, întoarce-te la Cel care ți-a dat sufletul și care îți poate ierta și spăla și curăți și elibera sufletul. Și ne rugăm ca binecuvântarea Lui să fie peste noi. Al treilea om este omul care și-a mântuit sufletul. Evanghelia după Luca la capitolul 19. Este ultima călătorie a Domnului spre Ierusalim și trece prin Ierihon. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, a ridicat ochii și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Imaginea este atât de frumoasă. Un om bogat, pe nume Zacheu, care a crezut și el că fericirea stă în bogăție. Și dacă ai de toate, ești fericit. Așa că și-a căutat o profesie în care să se îmbogățească rapid și după sistemul vămilor din vremea aceea, taxelor și impozitelor, în sistemul roman, romanii stabileau tariful, dar vameșul avea libertatea să ia cât poate mai mult și tot ce lua în plus de la tarif era a lui. Și Zacheu a hotărât să se facă vameș ca să se îmbogățească, să fie fericit. Așa că s-a angajat la vamă și zicem de vama de la noi, nu de aici. Și vin dintr-o parte și în alta la vamă și Zacheu e priceput să ia și de acolo și de dincolo și e priceput să ia șpagă și e priceput să facă tot felul de afaceri și priceput îi dă și la șeful de tură ca să-l pună pe tura bună. Șeful dă și el la șeful mai mare și spune, uite, ăla pe care l-am angajat acum e deosebit de eficient. Păi dacă e așa de eficient ca vame, simplu, dacă l-am promovat și îl promovează șef de tură și este mai eficient și pentru că unge rotițele și este tot mai eficient, ajunge directorul general a direcției vămilor Ierihon. Marele drum comercial. E bogat. Și în timp ce se uită la bogăția lui, sufletul este gol, e pustiu. Poate că n-am de ajuns. Și adună mai mult. Și cu cât casa e mai plină, sufletul este mai pustiu. Și nu-și găsește liniștea sufletului. Și pe la vamă trec niște pâlcuri de oameni. Vin din Galileea. Se duc la Ierusalim. Și sunt așa de fericit încât merg cântând.
Dar sunt oameni care n-au bogăție, dar au o bogăție sufletească nemaipomenită. Și Zacheu se uită la el și se întreabă, ce au oamenii ăștia de sunt așa de fericiți? Ce au ei și n-am eu? Și vine alt grup de oameni și au aceeași bucurie și merg la Ierusalim și Zacheu întreabă, ce s-a întâmplat? Și oamenii spun, ne-am întâlnit cu Iisus din Nazaret. Și Iisus din Nazaret ne-a schimbat viața, de aceea suntem atât de fericiți. Ne-a transformat sufletul. Și Zacheu tot aude de oameni schimbați de Iisus din Nazaret și se întreabă, cine-o fi acest Iisus? Și într-o zi, aude vestea. Cel care a schimbat viața celor pe care i-a văzut el, va trece prin Ierihon. Ia toate informațiile, află ziua, află locul, află traseul și la ora respectivă se duce la drumul mare să-l vadă și el. Și are două mari probleme. Prima problemă, toată lumea îl disprețuiește. Pentru modul în care s-a comportat, toată lumea se ține așa umăr la umăr, nimeni nu-i face loc să meargă în față. Nu știu cum e în America, în România, dacă vine cineva, un demnitar, dacă nu-l huiduie, îi fac loc în față. Probabil că pe Zacheu l-ar fi huiduit. Dar noi românii suntem politicoși și dacă vin, îi poftim în față. Pe Zacheu nu-l poftește nimeni în față, că toată lumea îl disprețuiește. Asta e prima problemă. Are poziție, dar n-are respect. Așa că se ridică pe vârful să-l vadă peste ceilalți și are a doua problemă. Știți care e a doua problemă? E mic de statură și dacă unul ca fratele Daniel stă în fața ta, mic. Asta este. Acum, oamenii mici au și bucuria lor. Știți care e cea mai mare bucurie a unui om mic? Să vadă pe unul mai mic ca el. Și dacă vede pe unul mai mic ca el, zice, uite. Dar cineva a rezolvat problema oamenilor mici și a spus, adevărata măsură a unui om este de la umeri în sus. Adevărata măsură a unui om este de la umeri în sus. Dar Zacheu e acolo și ar vrea să-l vadă pe cel care schimbă vieți și nu-l poate. Și vine o idee. Fuge înaintea mulțimii și se urcă într-un dud în mijlocul orașului. Imaginați-vă domnul director într-un dud. Dar atât de mare e dorința, atât de mare e curiozitatea să vadă cine este acesta care schimbă vieți. Și este în dud și se uită printre crengi și frunze să vadă și mulțimea vine. Și Iisus este înconjurat de mulțime. Și pentru Zacheu este momentul în care vrea să afle. Sufletul în el strigă. Și Iisus vine. Imaginați-vă pe Zacheu aplecându-se să-l vadă. Să-l vadă printre frunze. Ce are? Cu ce schimbă? Ce se întâmplă? Și toată inima lui freamătă. Și mai sunt câteva clipe. Și Zacheu se uită să nu piardă nimic. Și în momentul în care este exact în dreptul lui și crede că de acum a trecut și clipa, se întâmplă ceva incredibil. Domnul Iisus se oprește. Se uită și spune, Zacheie, dă-te jos. Nu o să mă vezi de acolo printre frunze și printre crengi. Zacheie, astăzi voi intra în casa ta. Biblia spune că Zacheu s-a dat jos în grabă, s-a dat prin alunecare, deci nici mai coboară așa elegant, prin alunecare pe trunchiul copacului și fuge înaintea Domnului să-l primească acasă. Pentru că cel care schimbă vieți vine la el acasă. Scena următoare, Domnul Iisus la Zacheu acasă. Imaginează-ți că ar fi la tine acasă, cum l-ai primi? Ce ai face dacă Domnul Iisus vine la tine acasă? Călătoresc mult. În multe părți ale lumii și beneficiez de modalități diferite de ospitalitate. Vă dau câteva exemple. Ajung în anumite locuri și îmi spun, frate Paul, bine ați venit la noi, simțiți-vă ca acasă, noi suntem ocupați, toată casa e dumneavoastră. Adică toată casa e goală și e a mea, să mă simt ca acasă.
Păi când ajung acasă, cei de acasă nu fug de mine. Dar ăsta e protocolul. Am ajuns în alte părți în care mi-a spus: frate Paul, asta e camera dumneavoastră, faceți-vă comod. M-am dus în cameră și am încercat să-mi desfac valiza, să-mi pun lucrurile undeva în dulap, pe umeraș. Toate dulapurile închise cu cheia și cheia luată. Simțiți-vă ca acasă. Acum Deli e aici, eu nu cotrobăi nici acasă la noi. Așa că n-aș cotrobăi pentru nimic în lume, în casa altuia. Dar ești la noi, toate sunt cuiate. Alții îmi spun: frate Paul, bine ați venit, sunteți obosit, aveți nevoie de un pahar de apă, vă e foame, suntem aici ca să vă stăm la dispoziție, să vă slujim. Dar nu sunt eu, e Domnul Iisus la tine acasă, ce ai face? Este la Zacheu acasă. Și se întâmplă ceva incredibil. Zacheu se uită la Domnul și spune: Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăsuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi, împătrit. Doamne, mi s-a umplut inima de așa bogăție. Mi s-a umplut sufletul de atâta fericire. Mi s-a umplut sufletul de cer, încât rezolv lucrurile de pe pământ. Din clipa aceasta nu mai trăiesc pentru pământ, pentru că cerul a intrat în casa mea. Și Domnul spune: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Și ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Un om și-a pierdut sufletul. Altul l-a chinuit și un altul l-a mântuit. Cu care dintre ei vei pleca spre casă seara aceasta? În tovărășia celor cu suflet pierdut, a celor cu suflet chinuit sau celor cu suflet mântuit? Stăm împreună cu o familie scumpă. Au avut o mamă și o bunică care și-a mântuit sufletul. Cum e sufletul tău? Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Rămânem pe scaune și plecăm capetele în rugăciune. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă ești aici și ți-e sufletul pierdut sau chinuit, singurul din tot universul care spune: veniți la mine cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre, este Domnul și Mântuitorul. Toți ceilalți vor să scape de oamenii trudiți și împovărați. Singurul care îi cheamă pentru că are harul mântuirii, a eliberării, este Mântuitorul. Apropie-te de El în rugăciune. Dacă ți-e sufletul chinuit, ești prins în lucruri care îți chinuie viața, știi că n-ar trebui să fii acolo, știi că n-ar trebui să faci ceea ce faci, știi că drumul acela este un drum al pierzării, n-ai putere, dar Fiul omului se apropie de tine și spune: iată, eu stau la ușă și bat. Cum a intrat în casa lui Zacheu în ziua aceea, vrea să intre în casa inimii tale astăzi. Spune-i: Doamne Iisuse, mă uit la viața mea și la drumul pe care m-am dus. Mă uit la păcatele mele și știu că ai venit în lumea noastră ca să iei păcatele mele și să mori pentru ele la cruce. Mulțumesc că ai plătit prețul mântuirii mele. Spune-i: Doamne Iisuse, iartă-mă și eliberează-mă. Spală-mi cugetul și sufletul în sângele care a curs la calvar. Și lasă pacea lui Hristos care întrece orice pricepere să îmi umple sufletul. Și Doamne, împreună cu toată biserica te rugăm pentru cei nemântuiți din casele noastre. Îndură-te de ei, Doamne. Te rugăm, lucrează la întoarcerea fiilor risipitori acasă. Lucrează la eliberarea celor care sunt prinși în păcate grele. O, Doamne, te rugăm pentru cei care sunt prinși de droguri sau de alte lucruri. Doamne, întinde-ți mâna și eliberează-i. Te rugăm pentru cei care sunt prinși de băutură sau de relații păcătoase. Doamne, întinde-ți mâna și scoate-i de acolo.
Te rugăm pentru aceia care sunt în suferința trupului. Doamne, întinde-ți mâna și dă-le alinare. Te rugăm pentru familia care se desparte de cea dragă. Doamne, dă-le mângâierea Ta. Lasă ocrotirea Ta peste ei. Și mai presus de toate, Doamne, lasă ca sufletele noastre să trăiască în plinătatea prezenței Duhului Tău cel Sfânt, pline de cuvântul Tău, de bucuria mântuirii și pentru slava numelui Tău. Te rugăm în numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt, ascultă-ne, Tată. Amin. Și cu toții spunem încă o dată. Amin. Dumnezeu să lucreze la fiecare suflet și mulțumim Domnului pentru mesajul bogat și de cercetare. Și m-am gândit, sunt atâția care sunt în categoria a doua, mai ales, că nu avem oameni care vin după, eu știu, de departe, dar avem oameni care sunt de aici, categoria a doua, care aleg lucruri care, în ultima instanță, nu-i ajută. Ce important este cuvântul care ne cheamă. Nu uitați relația cu Dumnezeu. Este cea mai importantă și când ajungem în momentul acesta, toate celelalte lucruri nu mai au nicio valoare. Ce am făcut pentru Domnul se duce cu noi în veșnicie. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să binecuvinteze familia, să o mângâie, să binecuvinteze nepoții și întreaga biserică și toți cei care ați venit în această seară cu ocazia plecării dintre noi a sorei Ileana Barbu. Încheiem cu o cântare. Pașii-n poartă-n chipii
Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi toți, de acum și toată veșnicia. Amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru mesajul adus de fratele Paul. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Mai tare! Amin. Lucrare și întreaga familie. Nu uitați, mâine la ora 11 la Hamilton Mill. Să aveți o seară plăcută!